Sistemul de camere radar este tot mai aproape de implementare în trafic. Compania Națională de Autostrăzi a desemnat deja câștigătorul licitației care va amplasa camerele pe cele mai importante șosele din țară. Cele 500 de camere vor monitoriza atât viteza mașinilor, dar și dacă acestea au rovinieta valabilă. Laura Rânja este în directul noi și vine chiar acum cu mai multe informații. Bun găsit tuturor! Compania Națională de Autostrăzi a desemnat câștigătorul licitației pentru instalarea camerelor de supraveghere pe cele mai importante șosele din țară. Este vorba despre 500 de camere care vor monitoriza practic comportamentul șoferilor în trafic. Concret, acestea vor putea semnala dacă, de exemplu, un șofer a depășit limita de viteză, de asemenea, dacă acesta a trecut pe roșu sau dacă el conduce o mașină cu numere de înmatriculare expirate. Vorbim de asemenea și despre alte ilegalități, astfel că autoritățile vor putea monitoriza cât de prudent conduc șoferii în trafic și mai mult decât atât, acestora li se va aplica și amenzi. Proiectul denumit E-Sigur va conține pe lângă cele 500 de camere și peste 300 de radare. Proiectul urmează să fie pus în aplicare începând cu anul 2024 și să ajungă în stadiul final în anul 2026. Toate cheltuielile legate de instalare, dar și dezvoltarea proiectului vor fi suportate de către bugetul de stat.